Se îngroașă rândul șomerilor în județul nostru. Se pare că în prima lună a acestui an rata șomajului înregistrată a fost mai mare față de cea din luna precedentă. Potrivit unei statistici realizate de AJFM Olt, cei mai mulți olteni care nu reușesc să se încadreze pe piața muncii au vârsta peste 40 de ani. La sfârșitul lunii ianuarie 2024, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt, erau înregistrați 7.370 de șomeri, din care 3.424 femei, rata șomajului fiind de 5,51%. Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 5,46%, în această lună acest indicator a înregistrat o creștere de 0,05 puncte procentuale. Majoritatea șomerilor înregistrați la AJFM Olt nu beneficiază de ajutor financiar de la stat. Din totalul de 7.370 de persoane înregistrate în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt, 1.472 erau beneficiari de indemnizație de șomaj și 5.898 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 5.844 șomeri provin din mediul rural și 1.526 sunt din mediul urban. Potrivit datelor furnizate de instituție, șomerii cu nivel de instruire gimnazial reprezintă cea mai mare pondere în totalul celor înregistrați în evidențele AJFM Olt, cu 40,16%, urmați de cei cu nivel de instruire liceal, cu 19,82%. Persoanele fără un job, care au studii postliceale și cele cu studii superioare, sunt înregistrate în proporții mai mici, însă sunt și ele afectate de fenomenul șomajului.